Ciprian Florescu este sceptic și spune că, deși candidatul PSD la alegerile prezidențiale a obținut de fiecare dată scor bun în primul tur al alegerilor prezidențiale, în turul al doilea lucrurile s-au schimbat, iar românii au votat împotriva PSD. Calcule facem, calcule se fac, se discută, dar miza noastră este nu numai ca Marcel Ciolacu să intre în turul 2, pentru că până la urmă, vorbind despre nucleul nostru dur de votanți, despre cei care sunt atașați de valorile social-democrate, n-ar trebui să existe riscuri în ceea ce privește accederea domnului Marcel Ciolacu în turul 2 la prezidențiale. Dar miza supremă sau miza, să spunem, majoră pentru alegerile prezidențiale este ca Marcel Ciolacu să ia un scor foarte bun. Sigur, ulterior vom discuta despre ceea ce se va întâmpla la exercițiul electoral în partea a doua a lui, adică în turul al doilea. Acolo lucrurile se vor schimba în mare parte, pentru că știți foarte bine, noi de foarte mulți ani câștigăm turul întâi aproape zdrobitor și pierdem din nefericire în turul al doilea, tocmai pentru că toată lumea se unește împotriva Partidului Social Democrat. Ciprian Florescu spune că poate oricine să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale, însă speră că anul acesta PSD să iasă învingător, iar Marcel Ciolacu să fie viitorul președinte al României. Până la urmă, haideți să ne gândim, poate oricine din ceilalți candidați să intre, să acceadă în turul 2 la prezidențiale. Că vorbim de Nicolae Ciucă, că vorbim de Simion, că vorbim de reprezentanta USR-ului. Toți acești oameni, conform sondajelor, sigur, o să-mi spuneți, sondajele sunt sondaje, realitatea poate este cu totul alta, pot să fiu de acord și cu dumneavoastră sau cu această idee, dar pe undeva ei sunt cam tot acolo. Ciprian Florescu a declarat că PSD nu exclude o alianță cu AUR, însă deciziile se vor lua după rezultatele alegerilor parlamentare. De vreme, repet, să vorbim despre alianțe. Întâi de toate trebuie să vedem care va fi rezultatul la alegerile parlamentare, să vedem câte mandate reușește să obțină Partidul Social Democrat și ulterior vom vedea. Știți foarte bine, noi ne-am arătat deschiși întotdeauna la orice colaborare, inclusiv cu Partidul Național Liberal, chiar dacă ei au spus sus și tare că nu mai vor o colaborare cu Partidul Social Democrat. Vom vedea ce se va întâmpla. Sigur că rezultatele vor da trendul viitoarelor coaliții de guvernare pentru următorii ani. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe data de 24 noiembrie și 8 decembrie.